o filmare de la bridul uriașilor din coștila Bucegilor. La jumătatea lunii iulie 2021, iată brâna mare a coștirei spre creasta Văii Albe. Iată și alte brâne prin brid. În această zonă de la Babele se ajunge cam într-o oră și jumătate pe subreleul Coștila. Sinaia și Bușteni văzute din această zonă. Aici este o brână prin care m-am plimbat ceva mai înainte, dar am să mai intru puțin doar așa pentru filmare. Mie îmi plac astfel de zone, nu știu dacă vă plac și vouă, că am văzut că astfel de prăpăstii nu prea sunt în general apreciate, dar eu sunt atras foarte mult de ele. Și dacă urc uneori cu până la Piatra Arsă cu o mașină sau cu telecabina, este doar de a ajunge cât mai repede în aceste zone care îmi plac mie. Iată, o brână foarte frumoasă aici de plimbat pe ea. Cum am spus, am mers mai înainte pe ea, dar acum am zis să fac și un filmuleț. Iată și Valea Albă văzută de la înălțime și albișoarele Văii Albe care urcă spre creastă. Și spre Crucea Eroilor. Da, deci de la bridul uriașilor cam atât de văzut. Voi mai avea și alte filmulețe de făcut azi. Toate le puteți urmări pe canalul meu de YouTube, Călător prin lume, distribuit de Gheorghe Păuna din Mangalia.